Universitatea Dunărea de Jos din Galați a găzduit marți seară conferința Africa, îngrădirea libertății. Manifestarea l-a avut ca invitat pe părintele protosinghel Nicodim Petre, coordonatorul departamentului Tineret și Misiune în Universități din cadrul sectorului de misiune statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor. La eveniment a participat și înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Gândul a fost acesta, de a ne lepăda de fricele care nu ne lasă să manifestăm darul lui Dumnezeu în biserică, în lumea aceasta. Foarte desea ne frică să facem și binele și spuneam că dacă avem dragoste curată și credință în Dumnezeu, facem orice și nu ne este frică. Adesea credinciosul e timorat, nu are curajul de a se manifesta de plin ca mădular viu în trupul lui Hristos în biserică. Și acesta a fost mesajul de a încuraja oamenii să trăiască viața ca pe o sărbătoare, în comuniune cu ceilalți. După conferință, tinerii au adresat întrebări punctuale legate de temerile trăite de ei în diferite situații, mai ales în contextul social al zilelor noastre. Frica de Dumnezeu scoate toate celelalte frici. Așa cum spune Sfântul Nicolae Velimirovici, cel care are frica de Dumnezeu nu mai are nicio frică a lumii și invers, cel care nu are frica de Dumnezeu atrage asupra sa toate celelalte frici ale lumii. Părintele Nicodim, împreună cu Naprețul Casian, au reușit să atingă multe subiecte esențiale legate de frică și eu cred că a fost un dialog foarte deschis așa și cu cei din sală, așa cum de mult n-am mai avut la Galați. Mie mi-a lămurit foarte multe lucruri. Cadrul este deosebit. Tot ce se întâmplă aici este o îmbinare de spiritualitate cu o cultură de foarte înaltă ținută. Și eu am multe teme și mă tem de foarte multe lucruri. Încerc să văd adevărata valoare prin rugăciune și prin fapte bune și atunci cred că frica nu există, este doar o închipuire a noastră. Evenimentul a fost organizat de Asociația Ortodoxia Tinerilor în cooperare cu Arhiepiscopia Dunării de Jos și filiala Galați a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi din România. Aceasta este a doua conferință de acest gen organizată în postul Nașterii Domnului.